Salutare internet, am vrut să fac vlogul ăsta cu camera frontală de pe Huawei P9. Are un modul de înfrumusețare și eram curios să văd cum funcționează și modulul ăsta pe parte de imagine, dar și sunetul, microfonul extern de pe telefon. Nu o să le lungim prea mult, hai să discutăm despre ceva simplu, dedicat politicienilor. În perioada următoare, că tot a început campania electorală pentru locale, ne vom sătura de politică. Știu, sunteți deja scârbiți majoritatea, nu vreți să mergeți la vot, toți fură, știm discursul, dar totuși vom da peste politicieni, pe stradă, pe internet, cam peste tot, ne vom lovi de ei. Sfatul meu totuși este să mergeți la vot, chiar dacă sunteți scârbiți. Da, ok, ne-am luat-o cu neamțul, probabil ne vom mai lua și la locale, dar măcar trebuie să încercăm să schimbăm ceva. Al doilea sfat este pentru politicieni. Vă urât de mult de voi în perioada următoare pentru că o veți da în bară. Și de regulă o veți da în bară pentru că nu vă angajați oameni buni pe domeniile lor. Cel mai mult e urât, că cu asta mă ocup, pe internet. Vezi campanii stupide, site-uri făcute prost, imagini, bannere ciudate, mesaje gândite fără niciun sens și mai zic de faptul că se fură politicienii mult unul pe altul. Strict pe partea de internet, angajați-vă niște oameni care să cunoască online-ul. Ce e aia? Facebook, cum se face o campanie, de ce nu e ok să pui o imagine de 5 mega pe prima pagina site-ului pentru că se încarcă foarte greu site-ul și nu mai intră nici naiba pe el, chestii din astea de bază. Nu vorbim acum de retargeting, de remarketing și alte nebunii care te pot ajuta să aduci niște oameni pe site. Chestii de bază ca să nu râdem prea tare de voi, da? Hai! Suferință plăcută în perioada următoare și sper să scăpăm cu bine după alegeri, da?